Bună seara, dragii mei! Bună seara, dragile mele! Bine v-am regăsit pe canalul La Horoscop. Mă bucur să ne revedem și în această seară. Am pregătit pentru voi o etalare generală, o etalare în care am să folosesc mai multe cărți extrase din pachetele de cărți pe care le-am folosit și aseară. Pentru că sunt curioasă să știu ce se află în inima unei anumite persoane la care am să vă rog să vă gândiți ce este mintea sa, care va fi conexiunea voastră. Până la urmă, voi doi încotro. Sunt destul de multe relații triunghiulare, așa că o să vedem până la urmă și ce va decide această persoană, până la urmă care, în foarte multe cazuri, pare că deja a ales pe cineva în defavoarea voastră. Dacă doriți să participați la această etalare, va fi nevoie să nu preluați ad literam aceste mesaje, ci doar ceea ce vi se potrivește în vederea obținerii unor informații clare vis-a-vis de relația aceasta, tocmai pentru a ști dacă mai este cazul să rămâneți în această relație sau să vă reorientați. A căzut această carte, ea este, o să fie energia generală, după care am să mut din nou camera să vedeți și cărțile. Ei bine, vi se va face dreptate. Vi se va face dreptate și se vor echilibra lucrurile, pentru că cineva pare că face ceea ce este corect. Dar să vedem dacă ceea ce este corect vă place și vouă sau nu. Este o decizie pe care urmează să o luați împreună. Să știți că nu numai persoana la care voi vă gândiți este în curs de a lua o decizie definitivă. Cred că decizia aceasta are legătură cu voi și în foarte multe situații și voi aveți un cuvânt de spus, fără doar și poate că ci nu este suficient ca această persoană să vină la voi și voi imediat să aplaudați și eventual să îi săriți de gât. Vai, ce bine că te-ai întors, deși mi-ai făcut viața calvar. Deci nu vorbim despre asta. Clar veți avea un cuvânt de spus, pentru că mingea asta ar putea să fie în terenul vostru. Voi va fi nevoie să luați o decizie. Până la urmă, dacă mai vreți să fiți cu această persoană sau nu. Cert este că persoana asta va face ceea ce este corect. Și cred că este un punct în plus pentru această relație. Avem cauză și avem efect. Este o relație între voi în multe cazuri. O relație cauză și efect. Ce s-a întâmplat a dus la ceea ce se întâmplă astăzi. Și atunci rezolvarea vine de acolo, din momentul în care voi v-ați despărțit, din momentul în care ați pus punct, din momentul în care lucrurile nu s-au terminat foarte bine în favoarea ambelor părți, nu numai pentru voi, că este vorba despre un blocaj, că este vorba despre niște reproșuri, un scandal care a escaladat în sfârșit. Este posibil să fie vorba chiar despre niște lucruri legale de rezolvat, poate în fața unei instanțe de judecată și aici s-ar putea să vorbim chiar despre un divorț, despre o separare în fața unei instanțe de judecată. Altfel spus, persoana respectivă, în foarte multe cazuri, probabil că a plecat din căsnicia aceasta sau din relația aceasta de concubinaj sau de căsnicie în sfârșit. Și atunci probabil că se rezolvă lucrurile și se echilibrează și din acest punct de vedere, sub acest aspect, pentru că cumva se ajunge la un numitor comun, există un rezultat din care probabil ambele părți vor avea de câștigat o rezolvare a acestui conflict dintre voi pe cale amiabilă, că vă veți înțelege la notar sau nu. Însă este evident că adevărul va ieși la iveală, sunt niște lecții de viață pe care le învățați, le-ați primit, le-ați asimilat. Cert este că sunteți extrem de puternici, puternice. Mi se pare că, deși părea că situația scapă de sub control la un moment dat, ei bine, de data aceasta cred că sunt foarte multe lucruri în favoarea voastră. Inițialele prenumelor al vostru sau al acelei persoane sau litere în interiorul prenumelor poate să fie în primul rând U, I, J, dublură de litere, poate să fie și cetățeni străini, T, TH, U, am mai zis o dată, R, J, de asemenea, G, D,
Am și o doina, uite aici, un așa, râi, nu mai dau prenume acum că sunt foarte multe mesaje și nu vreau să-mi scape nimic. Oricum vreau să lămuresc un pic acest se va face exact ceea ce este corect. Cineva va lua o decizie în ceea ce privește corectitudinea rezolvării acestei situații și vreau să lămuresc acest lucru până am să încep să vedem, mă rog, să citim și ce este în inima acestei persoane, ce gândește și care este conexiunea dintre voi. Ok, hai să vedem. Va face ceea ce este corect. Va lua o decizie ascultându-și vocea inimii, vocea interioară. Pe cine iubesc? Decizia o va lua potrivit iubirii sale necondiționate pentru voi sau pentru o altă persoană. Pe cine va iubi? Ok, haideți să vedem acum dacă această iubire necondiționată o are pentru voi. Să știți că se pot întoarce la 180 de grade, se pot schimba la 180 de grade anumite situații și dacă în unele cazuri ați crede că divorțul este în sfârșit terminat sau poate într-adevăr este o separare, un divorț, pot fi reluate lucrurile și după un divorț, după o separare, pentru că în momentul în care se separă, se rupe pisica în două, în sfârșit, s-ar putea să existe niște treziri. În momentul în care nu mai sunteți împreună, în momentul în care, ok, ai fugit, ai plecat de rutină, ai plecat nu știu ce să cauți, să-ți confirm bărbăția, să-ți confirm senzualitatea, feminitatea, în sfârșit te-ai dus acolo căutând și crezând că ai găsit ceea ce, ce ți-ai dorit. Dar, de fapt, ceea ce tu ai căutat era acolo, în casa ta, nu trebuia altceva decât să renaști acea relație. Să pui și tu osul la treabă și, în sfârșit, să-ți dai seama că, de fapt, ce ai căutat tu prin vecin, de fapt, în ghilimele de rigoare, de fapt, era lângă tine. Pentru că acolo unde te-ai dus a fost bine doar din punct de vedere erotic sau din punct de vedere al noului, al noutății. Pam, pam. Deci cam despre asta este vorba. Haideți să vedem dacă această dragoste necondiționată oare pentru voi. Să știți că anumite lucruri pe care le-a făcut această persoană în multe cazuri le-a făcut și din cauza iubirii de sine. Spuneam că ar fi vrut să-și demonstreze că încă poate, că încă mai poate și la vârsta sa și la tinerețea sa și nu mai contează. A vrut el sau ea, au vrut ei să vadă dacă se poate, dacă, mă rog, poate să fie iubiți, poate să fie, să se îndrăgostească lumea de ei sau de ele, bineînțeles. Multă plictiseală și multe lucruri, probabil că le-a făcut și din plictiseală, din rutine. Persoane care lucrează în transporturi, în comunicare, activități intelectuale, poliție. Ha, am spus dacă are legătură cu voi. Păi este vorba despre o reclădire a acestei relații. Măi, eu cred, măi, dragilor, că există posibilitatea unei reîmpăcări cu o persoană de care ați divorțat sau v-ați separat din cauza unei alte femei. Pam, pam. Bulinuța, să nu mă cerți, să nu mă tragi de urechi, să știi că asta este. Eu spun, nu neapărat că ți s-ar potrivi lucrul acesta, dar știu că tu ai trecut printr-un divorț după 8 ani și știu că a fost destul de greu în situația ta. Doar că never say never, nu se știe niciodată. Acum v-am zis, nu trebuie să preluați al literam aceste mesaje pentru că sunt destul de multe suflete aici cu diverse cazuri particulare. Da, grosomodo, overall, se vorbește despre o nouă fază, reclădire, renaștere din propria cenușă ca pasărea Phoenix. Așa că relația voastră are șanse să renască din propria cenușă ca pasărea Phoenix pentru că intrați în această nouă fază de reînnoire. Discutați,
vorbiți și cred că există o perioadă de separare, de absență unul în viața celuilalt, în care cred că sunt niște treziri fantastice. C-O-P. Poate lucrează în poliție? Cap. Mă gândeam la cap, la polițist. Așa. Pentru că această absență n-a făcut altceva decât să vă transforme extraordinar. Sunteți într-un proces de tranziție care vă ajută foarte, foarte mult să creșteți, să reparați greșelile trecutului, să conștientizați, treceți printr-o sumedenie sau veți trece printr-o sumedenie de conștientizări sau ați trecut printr-o sumedenie de conștientizări, astfel încât să vă schimbați părerea despre el sau despre ea sau despre relația voastră. Ușor, ușor, vă dați seama că această ruptură v-a maturizat. Și spuneam că mingea este în terenul vostru, dar acum mai mult decât niciodată îmi dau seama cum că există această schimbare fantastică în care ambii vă dați seama că departe de toate restricționările, de toate scandalurile, de toate neînțelegerile poate și în fața unei instanțe de judecată, ajunge să vă dați seama că, bine, nu este totul inutil, dar că ați pierdut atâta timp frumos certându-vă, blocându-vă, căci până la urmă cheia rezolvării aceste relații, până la urmă, era tot la voi. Și atunci Universul va oferi și alte experiențe din care să învățați și să vă treziți, să fie ca o trezire. Aceasta poate să fie o trezire în cuplu. Și atunci această trezire nu putea să se întâmple dacă nu intervenea această separare, această absență, aceste scandaluri în unele cazuri. Haideți să vă arăt un pic și cărțile, pentru că am spus că o să vedem ce este în inima sa. Ok. Ce gândește această persoană în momentul de față? Ia, a ieșit chiar ce gândește. Este pregătit sau pregătită să renunțe la ce anume? Și o să vedem conexiunea voastră. Conexiunea celor doi. Ok, conexiunea voastră. Bun. Haideți să vedem ce este în inima acestei persoane. Se gândește să se mute înapoi, mai ales dacă a părăsit domiciliul conjugal sau dacă a părăsit acest cuplu. La asta se gândește în ultima perioadă. Vedeți că pe coșul acesta iese o inimioară, că tot vorbeam de acea dragoste necondiționată. Deci cumva în mintea sa plănuiește, manifestă mutarea aceasta cu voi, pentru că este vorba cu că își dorește să se mute cu partenerul pe care, la care se gândește, pe care îl are. Și pe care îl cunoaște. Nu este vorba despre o nouă cucerire. Nouă cucerire poate să fie și de 2-3 ani, nici nu contează. Este vorba de dorința de a se muta cu cineva care îl cunoaște, nene, adică știe, au fost acolo împreună, au simțit, au iubit, au... Ok. Deci în momentul de față, în inima sa, probabil că în secret voi știți, nu știți, dar vrea să se mute înapoi acasă sau vrea să... plece de unde este în momentul de față, dacă este într-o altă relație cu cineva aleasă în defavoarea voastră, spuneam, de un eventual divorț, separare în sfârșit. Probabil că decizia acestei persoane are legătură cu a pleca din relația pe care, din păcate, a ales-o. Din păcate, în sfârșit, eu zic că totul este spre binele vostru cel mai înalt și a reveni fiul risipitor acasă. Haideți să vedem ce este în mintea sa. În sfârșit, a început să se echilibreze și din punct de vedere financiar și din punct de vedere emoțional. Conștientizează foarte multe lucruri și este mult mai... cred că, mă scuzați că fac o paranteză, dar potrivit acestui mesaj, eu cred, sigur, poate sună cumva un pic deplasat sau, hai să spunem, nefericit din partea mea,
mai ales că simt că ați trecut prin într-un haos, prin iad, nu știu cum să vă zic, și din punct de vedere al frustrărilor, suferinței, anxietății, ați plâns, ați oferit enorm. Dar pe undeva, cred, potrivit acestor mesaje, că persoana aceasta avea nevoie de acest, sau ambii, dar persoana aceasta avea nevoie de acest duș rece, avea nevoie să plece din relația aceasta, tocmai pentru a conștientiza că nu e ok, drumul nu e ok. Adică era o altă experiență care să îi confirme această lecție. A avut de dus o lecție. Nu avea cum să învețe o anumită lecție și voi la fel. Tot ca o paranteză și am să continui acest mesaj, chiar că nimic nu este întâmplător și astăzi chiar o să m-am hotărât deja să vizionez filmul Matrix, chiar ne spunea profesorul nostru, domn profesor, pe care în sfârșit îl îmbrățișez și mulțumesc pentru absolut toate învățăturile. Ne-a sfătuit la un moment dat să vedem Matrix, pentru că în spatele acestui film sunt niște suflete care știu foarte, foarte multe. Iar acolo, la un moment dat, nu vă țin mult, nu vă rețin mult, dar este o chestie care mie mi-a dat în moale capului. Este vorba despre, mă rog, personajul principal, Keanu Reeves, și oracolul, în sfârșit, o prezență feminină care stă de vorbă și, mă rog, personajul principal întreabă oracolul: tu îmi oferi o acadea, dar tu nu știi ce acadea vreau eu, mă rog, avea de ales între mai multe acadele. Iar oracolul spune, zice, nu știi ce am ales? Iar oracolul la un moment dat îi spune, tu ai ales deja, ba da, ai ales. Problema este să-ți dai seama, de fapt, de ce ai ales experiența aceasta pe pământ. Adică șmecheria este, tu deja ai ales acolo, în cealaltă dimensiune, tu ai ales deja să fii pe pământ, să trăiești această experiență, dar șmecheria este să-ți dai seama, să conștientizezi de ce ai ales această experiență. No, și de asta mă gândesc la chestia asta de vreo două zile, dar am să vizionez filmul. Ei bine, de asta spuneam că are legătură cu ceea ce am spus, fără a face lobby, Doamne ferește, pentru această persoană și fără a lua apărarea, pentru că, v-am zis, simt suferința pe care a trăit-o, avea nevoie să conștientizeze de ce a ales această experiență, să înșele, să plece, să aleagă pe altcineva. Pentru că altfel nu și-ar fi dat seama de această dragoste necondiționată. Că s-a întâmplat revenirea, cu atât mai bine. Că se va întâmpla revenirea, cu atât mai bine. Dar ceea ce simte în momentul de față și o și gândește, nu numai că o simte, este că își dorește din ce în ce mai mult să se culcușească, să se lângă voi, să îi este dor de momentele acelea, să știți. De a vă ține în brațe și de a vă îmbrățișa, de a vă săruta și rațional, că știți cum e, dacă îi spunea inima, mai ziceam, hai să nu mai gândim cu inima, să fim raționali, se poate, nu se poate, dar acum persoana aceasta gândește și din punct de vedere al inimii și din punct de vedere al rațiunii, că și rațiunea îi spune lucrul acesta. Echilibrul vine, în primul rând, emoțional. Ar renunța? La lucruri materiale. Ar renunța la lucruri materiale, ar renunța la... Probabil a avut niște beneficii din alegerile pe care le-a făcut. Regretă această aparentă bogăție, pentru că a realizat că este din ce în ce mai nesigur, nu-l mulțumește niciun avantaj, niciun beneficiu, nicio plecare de acasă, nimic nu îl mulțumește. Și în foarte multe situații chiar fuge de cei care adoptă acest stil. Probabil persoana cu care este sau pe care a ales-o este o persoană orientată către partea aceasta financiară, materială. Că i-a dat el bani, asta în sfârșit este o altă poveste, nu face subiectul acestei etalări. Important este
că și-a dat în foarte multe cazuri seama că este folosită, în sfârșit aici este vorba de un bărbat, folosit de o femeie care nu vrea decât banii săi și atunci este înconjurat sau sunt înconjurați, au fost înconjurați ca și cuplu de persoane cu aceeași orientări. Și atunci a fugit de ei. Deci probabil, în foarte multe cazuri, fuge și a fugit de această femeie profitoare sau de acest grup, mă rog, femeia aceasta poate se afla într-un grup de oameni profitori. La ce mai vrea să renunțe? Și cred că a renunțat, că este vorba și despre niște, mă rog, bâte, care înseamnă, pentru mine cel puțin, înseamnă de câteva zile, să zicem așa. Am devenit destul de trist, sufocat, plictisit, rutinat, pentru că nu mai sunt pe aceeași lungime de undă cu persoanele pe care le-am ales sau vorbim despre, să spunem așa, o separare. Avem diferite căi de înțelegere, pentru că este și o diferență de vârstă între energia masculină și energia cealaltă feminină, cealaltă fiind mult mai tânără, să spunem așa. Și atunci devin ușor ofensat, iau totul la modul personal, așa că am renunțat la această relație și din punctul acesta de vedere, pentru că nu eram pe aceeași lungime, nu eram pe aceeași frecvență, repet, luam totul personal și mă supăram destul de ușor, pentru că până la urmă femeia aceea nu m-a înțeles absolut, acum vorbesc din punctul lui de vedere, nu m-a înțeles absolut deloc. Își dă seama de această experiență, își dă seama de greșeală, o lasă în urmă. Acum îmi dau seama, realizez, conștientizez comportamentul pe care l-am avut vis-a-vis de tine. Îmi dau seama că virgulă, comportamentul meu te-a afectat în cel mai dureros mod posibil. Scrie în acest mesaj, am să vi-l citesc aproape textual. Nu ai meritat să mă port cu tine în felul în care am făcut-o și de aceea îmi doresc foarte mult să repar lucrurile sau să fac exact ceea ce este corect pentru tine. Deci, cu siguranță, dacă îl mai vreți înapoi, probabil va muta munții din loc pentru voi. Dacă nu îl mai vreți, să știți că se va retrage fără nicio problemă, pentru că își dorește foarte mult să nu mai suferiți din cauza sa. Bun, haideți să vedem conexiunea dintre voi. Ea nu mai este motivată, o șatenuță, o blonduță, o grizonată, cu ochii albaștri sau deschiși. Ea, de asta am spus că voi aveți un cuvânt foarte greu de spus, să știți. Mingea va fi în terenul vostru. Suferința a fost foarte mare, mai aveți dacă sunteți rac. Așa, ca semne zodiacale, rac, scorpion, pești, berbec, leu, săgetător, sunt niște semne zodiacale care predomină această trai, probabil că sunt și copii la mijloc, în sfârșit. Cred că sunt foarte multe situații în care ați devenit sau deveniți dezinteresate de oportunitatea de a relua legătura cu această persoană. Probabil vă sună închideți, probabil vă dă mesaj, nu-i răspundeți, probabil sunt foarte multe situații în care doar vreți să vi se facă dreptate, să luați ceea ce aveți de luat și fiecare pe drumul lui. Nu mai aveți acea motivație de a relua această comunicare. Nu mai aveți, parcă recalculați toată situația. Nu mai vreți să mai purtați pe umeri posibilitatea reluării acestei relații. Deci ca și conexiune, cumva ratați această conexiune. În ideea în care ori nu-i mai răspundeți, ori îi blocați, ori în sfârșit ajungeți la un numitor comun și apoi fiecare pe drumul lui, dar asta vine din partea energiei feminine. Ea se gândește. Ea se gândește, însă nu are motivație de a accepta în viața ei acest personaj care, ați văzut, în sfârșit, a trecut prin această experiență. Haideți să vedem tot legat de această relație. Probabil avem și un E și un C. Sunteți...
indecise, indeciși, pentru că aveți senzația, în unele cazuri, evident, că persoana aceasta s-ar întoarce având motive ascunse. După care lucrurile să o ia pe o pantă descendentă. Deci probabil că vă sperie toate aceste acțiuni pe care, toate aceste intenții, toate aceste acțiuni pe care le face această persoană, pentru că ați spune, eu o cunosc cel mai bine, eu îl cunosc cel mai bine și știu ce-i poate pielea. A, ok, că mă sună, că vrea să stăm de vorbă, că își cere iertare pentru comportamentul său, dar apoi o ia de la capăt. Și iar, și iar, și iar. Și atunci mă sperie aceste, mie mi se pare că ceea ce face, ați spune voi, este o tactică. Este următoarea mutare pe piesa de șac, de șah, șah, auză-mă și pe mine, Doamne, de șah. Și vă este frică că în urma acestei mutări pe care o face persoana respectivă, până la urmă să se întâmple în ideea de a nu mai beneficia voi de lucrurile acelea, de lucrurile acelea materiale. Haideți să vedem dacă este o persoană justă în ceea ce face, onestă, sau nu. Sau poate că să știți că este acum ce să vă zic, că dacă de aia zic, nu dați cu ouă în mesager. Vă va spune adevărul. Este hotărât să vă spună adevărul. Orice întrebați, să vă răspundă la absolut orice întrebare. Acest mesaj înseamnă așa. Dorința de a reconstrui acest ciocan înseamnă dorința de a reconstrui această relație. Pentru că este conștient că a sabotat această iubire a voastră, această căsnicie, această relație, în mod repetat, însă se străduiește să vă răspundă la orice fel de întrebare. Dacă îl supuneți unui interogatoriu, vă va spune adevărul. Această carte înseamnă adevărul, înseamnă lucruri spuse cu claritate. Acum, în al 13-lea, al 17-lea, al 20-lea, 100-lea ceas, a hotărât să devină foarte solidar cu suferința voastră. Din contră, capul plecat consideră că sabia nu-l taie, vă onorează și mai mult decât atât, parcă vă, dincolo de ecran, parcă vă și văd că zâmbiți așa în colțul gurii sau mai mult decât atât aveți o grimasă. Nu se poate schimba persoana aceasta. Nu știu. Ideea este că clar va dori să protejeze. De aici înainte să protejeze această relație. Scuzați. Bun. Haideți să vedem și care ar fi viitorul cel mai probabil al acestei relații. Haideți să vedem dacă voi acordați această șansă. Ia să-mi strâng eu aici. Dacă îi acordați această șansă să repare lucrurile, ce s-ar întâmpla? Dacă nu, ce s-ar întâmpla? Deci dacă i-ați acorda prezumția de nevinovăție, ce s-ar întâmpla? Dust it off înseamnă că ați putea să ștergeți, să faceți curățenie în această relație, adică discuții limitative. Dacă suntem împreună, este evident că nu se mai repetă aceleași greșeli. Sunteți hotărâți, deși probabil că va fi o perioadă în care se muncește asidu din partea celor doi parteneri în privința curățeniei generale în această relație. Și unul și celălalt împreună cred că veți colabora în a șterge praful, să știți, de pe această relație, mai ales dacă ea se reclădește după o anumită perioadă, mai ales că sunt energii mature. Deci cu siguranță veți face curățenie, veți verbaliza tot ceea ce vreți de la această persoană, lucrurile se spun pe nume, puneți cărțile pe masă. Clar, mi se pare că este vorba despre chiar un interogatoriu. Nu vă e teamă să-l mai pierdeți sub nicio formă, pentru că oricum deja ați trecut prin foc și pipară și iaz și acolo nu, adică de acolo unde să te mai duci mai jos, că n-ai unde.
Și vă este mult mai ușor, mult mai la îndemână să aveți o discuție extraordinar de sinceră, chiar tăioasă. Nu vrei, nu faci față acestei discuții, nu vrei să te aliniezi doleanțelor, cerințelor mele, ceea ce îmi doresc eu de la tine în această relație, dacă vrei să o reconstruiești, atunci la revedere, pașii pusii. Nu mai sunteți în foarte multe cazuri foarte disponibile. Aveți un soi de putere fantastic. Sunteți cu forță. Și înainte poate că vă era teamă, aolo, să nu-i spun aia, probabil că există și o dependență, că e financiară, că e emoțională, aolo, să nu-l supăr, că și-a jucările și pleacă la alta, că și ea... Nu mai aveți nicio treabă, deci nu mai aveți nicio treabă, știți cum? Totul te-ai întors, totul vii la mine, apoi aia e, nu să faci ce vreau, să facem împreună ce e bine, ce e corect, pornind de la energia generală, facem ce este corect, adică, ok, ștergem cu buretele ce s-a întâmplat, dar de data aceasta ai să fie pe bune, ai să fie cinstit, ai să fie așa cum trebuie. Dacă nu, ura și la gară. Adică de asta vă simt forță. Acum, fie bărbat, fie femei. Deci dacă acordați acestei persoane a mia șansă, în sfârșit. Dacă nu, deci dacă spuneți gata, s-a terminat tarbacaua, sunt nemotivată, nu mai am de ce să mă întorc, pentru că este doar o tactică, astfel încât persoana aceasta să beneficieze de ce vrea să beneficieze. Deci dacă nu-i acordați nicio șansă, ce s-ar întâmpla? Nu cred că sunt foarte multe persoane care ar renunța la această relație, pentru că, exact cum spuneam și anterior, sunteți foarte determinate, dragile mele, să luptați pentru ceea ce vă aparține. Nu vreți și, cum să vă spun, s-ar putea să nu vreți ca altcineva să profite de până la urmă ce ați construit voi. Păi de ce să vină alta și să ia ce ați construit voi? Și ați pentru ce ați muncit voi sau? Și din punctul acesta de vedere. Chit că nu vreți să rămâneți așa, în secret, să spunem, un pont pe care vi-l ofer. Chit că nu vreți să rămâneți împreună cu această persoană până la adânci bătrâneți, dar uite așa, să nu rămână cealaltă și să nu-l aibă. Adică de ce? Pentru că vă văd cumva că luptați pentru ce este al vostru. Cumva cereți ceea ce e al vostru. Bineînțeles că dragostea este un câmp de luptă sau va putea deveni un câmp de luptă. Și chiar este o recomandare din partea Universului să luptați pentru ceea ce iubiți. Pentru că acum de ce să nu recunoaștem că, având în vedere acest mesaj, sigur că nu se adresează tuturor, cred că în adâncul sufletului vostru ați iubit această persoană, ați ținut la această persoană, căci nu de asta, vorba aia, nu ați vrut altceva, ați iubit persoana respectivă. Persoane șatene cu ochii căprui, căprui verzui, cameleonici și cu pistrui, pistruiate. Poate și cu un tatuaj pe mână sau sub sân, niște semne din naștere, poate subaxial sau o aluniță deasupra frunții, ca semn așa, distinctiv. Poate vă identificați mai ușor cu această etalare. Avem și un D, un F, un K, Y, B de asemenea. Deci, luptă pentru ce îți aparține. Dragii mei, dragile mele, eu vă mulțumesc foarte, 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 foarte mult pentru atenție. Am sucit camera, că să ne mai și vedem așa pe final de etalare. Eu și cu domnul Ciorbea. Da, nu pot să... Așa, dai, tot sucite, nu mai contează. Vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc să aveți în continuare timp frumos de petrecut cu dragii voștri. Să aveți o săptămână minunată, o săptămână încărcată de realizări și să sperați în continuare, pentru că lunile ce vor urma sunt luni bogate în evenimente emoționale,
povești care se nasc, povești care continuă și schimbări interesante de carieră, dar în carieră, mă rog. Și asta am să discut în, horoscopul săptămânii. O să vedem despre ce este vorba în primele zile ale lunii noiembrie. Să vedem cu ce vești vă primesc sau mă primiți, de fapt. Toată dragostea mea, namaste, Doamne ajută tuturor să vă călăuzească pașii și cereții ajutorul în fiecare zi. Numai bine, dragii mei. Vă iubesc. Pa, pa!